următorul buton avem apă super alcalină și eu deja am pregătit aici apă super alcalină. Are un pH de 11,5. Având în vedere că este un pH crescut, are și o putere de emulsifiere foarte mare. Noi o mai numim apă detergent, pentru că așa cum o vedem, putem pur și simplu să o punem în mașina de spălat și curăță hainele. Cam un litru la un kilogram de haine aproximativ. Putem să curățăm un blat de grăsimi sau aragazul, putem să curățăm pete, dar cei care au aceste ionizatoare în bucătărie cel mai mult folosesc acest tip de apă pentru a scoate pesticide din fructe și legume, dacă acestea au. Dar știm că tot ce cumpărăm în general din supermarket sau mai nou de la, între ghilimele, țăranii români, au tot felul de substanțe adăugate. Da? Și am luat de mai devreme de la supermarket roșiile mele preferate. Pur și simplu le desigilăm și le împărțim în două boluri în mod egal. Bănuiesc că acasă o să spălați cu apă de la robinet. Bun. În mod egal am pus aici. O să pun aici apă super alcalină, ce am luat mai devreme de la aparat, tocmai ca să scurtez din timp. Le-am acoperit. Iar în partea cealaltă o să punem apă direct de la robinet. Suntem în sectorul 1 din București, apă de la rețea, deci o apă obișnuită. Și așa cum le vedem, o să le lăsăm 15 minute cât o să facem experimentele. Le lăsăm aici, în spate. Și o să observăm imediat ce se întâmplă. Ne întoarcem la roșii. Aproximativ 15-20 de minute. Probabil că vedeți o diferență, dar să observăm mai bine. Evidențiem lichidul, apa, de la roșiile obișnuite. Și de la roșiile care au stat în apă Kangen. Haideți să le punem așa. Vedem clar o diferență de culoare. Aici sunt probabil acele substanțe care sunt adăugate pentru a menține calitatea produselor. Știți că unele sunt culese din țări îndepărtate, probabil că durează săptămâni până ajung la noi în frigider sau pe masă să le consumăm. Mai mult de atât, spuneam la început că fructele și legumele la 2-3 zile după ce au fost culese își pierd partea de antioxidare și vreau să validăm și această informație. O să iau pur și simplu un șervețel. Haideți să lăsăm asta așa. Și o să iau o roșie de aici și o roșie de aici. O să tăiem pentru a putea măsura, facem puțină zeamă. Okay. Aici la fel. Ne folosim de același aparat OER pe metru. Ia să vedem dacă îl mai calibrăm. Bun. Așteptăm să scadă. E clar că aceste roșii au fost culese de mai bine de 2-3 zile, probabil au 2-3 săptămâni sau chiar mai mult. E o valoare cu plus, bineînțeles nu ca la apă, sunt totuși legume. Probabil că asta o să ajungă undeva pe la 100 cu plus, deci sunt ușor oxidante, să spunem. Haideți să vedem ce s-a întâmplat cu roșiile care au stat în apă Kangen. Scade atât de repede, de multe ori îmi place să glumesc aici că am un buton. N-am niciun buton, pur și simplu au trecut de minus 400. Da? Poate vă întrebați de ce sunt antioxidante acum. Păi,
Așa cum s-au pierdut acei electroni, de fapt, noi având de electroni, de apa antioxidantă, având acei electroni care au valoare negativă și care dau caracterul antioxidant a apei, se transferă la nivel cuantic înapoi roșie. Impropriu spus, dar noi le reînviem. Mai mult de atât, am făcut mai devreme testul cu clor. O să fac același lucru, o să iau pur și simplu un pahar cu apă de la rețea. Punem aici. Punem din nou test de clor. Se observă clar că avem clor, bineînțeles. O să luăm o roșie de aici și o roșie de aici și doar le adăugăm în apa de la rețea. Și se observă clar cum tot clorul a intrat în roșie, așa cum s-a dus și la mine în degete. Deci, concluzia este că luăm de multe ori aceste legume sau fructe, le luăm oxidante, le luăm pline de tot felul de substanțe care au fost adăugate și care nu ne fac bine, mai venim acasă, mai spălăm și apa de clor, da? Deci mai adăugăm puțin clor și spunem că mâncăm sănătos. Bineînțeles, nu este cea mai bună variantă ce v-am arătat aici. Cea mai bună variantă este să avem o grădină controlată, poate într-o zonă de munte, unde nu este atât de multă poluare, și să mâncăm cât mai natural de la noi din grădină. Dar asta probabil dacă totuși se întâmplă să aveți varianta asta 2, 3, 4 luni pe an. Cealaltă perioadă sau dacă nu aveți această grădină, probabil aici este cea mai bună variantă.